mai repede sau cine Dumnezeu era, cu atât mai aveai șansa să-l vezi pe Platini sau pe Boniek băgând donațe. Exact, 15 secunde alea, 4-5 de secunde la final. Mi le lua și pe alea, Madame Jurcă. Hai, las că pentru asta nu v-am uitat și nici nu o să vă uităm niciodată. Ăștia care ați mai rămas după... A? Că noi nu suntem așa. Trece timpul și avem memoria scurtă. Nu, stăm bine la asta. Bun, Dane, hai să vedem la noi. Mare lucru n-a fost. A fost învinsă, e adevărat, Anieș Karadvanska de Daria Kasatkina. Deci o să avem un sfert de finală Halep-Kasatkina. Kasatkina care a învins-o pe Halep la ultima dispută directă, ba chiar a bătut-o rău. A bătut-o bine de tot, dar are 20 de ani rusoaica. Halep va fi a patra sa adversară așadar la Beijing. Da, nu știu, trebuie să ne lămurești că poate tu ești mai în temă. Da. Și că umblă zvonul că lui Halep ar fi suficientă finala la Beijing ca să devină lider mondial. Nu să câștige turneul. Sincer nu știu exact, o să mă documentez și spun, dar e un turneu de 1000 de puncte, e al doilea ca importanță după turneele de Grand Slam, la care se acordă 2000 de puncte. Acesta este imediat următor cu 1000 de puncte în momentul de față. Rusa a fost eliminată în turul 1, că ea era liderul mondial. Deci, Muguruza, corect. A stat în picioare chestiunea asta, pentru că Muguruza prea devreme a ieșit. A abandonat, vă reamintesc, în 32.000 de finale. Hai să vedem, uite, Muguruza are 5.680 de puncte. Nu, pardon, 6.200, 5.600 are Simona. Așadar, diferență doar de vreo 600 de puncte. Da, dar nu se calculează atât de simplu. Că știi că la ei, în WTA... Contează ce ai făcut anul trecut. E ca pe vremuri, când te duceai cu nașul. Aveai multe să-i explici. Nu era doar faptul că n-aveai bilet. Era simplu, bineînțeles că n-aveai. Da, pălăvrăgeala aia făcea toți banii. Da, ba, erai student, atunci îți cerea cartul de student. Nu-l aveai, bineînțeles, nici pe ăla, dar aveai carnetul ei de student. Și ăla se uita și parcă nu semăna cu tine aia, avea părul lung, blond. Asta e acum, ce vrei. Și de acolo iară tărășenia, până când scăpai de momentul respectiv. Așa e și aici. Calculele sunt mult mai complicate. De ce să fie simple? Nu se face prin adunare și scădere la WTA. Trebuie să luăm anii trecuți, într-adevăr, să vedem câte murături a pus acum 2 ani familia Simonei, dacă a avut mai multe decât plăcintele Muguruzei și așa mai departe. Extrem de greu. Dar de asta vorbim mâine, Dane, dacă nu o să găsim nicio explicație, trecem direct la fotbal. Mâine sunt meciuri din preliminarile campionatului mondial. Joacă ai noștri, mă băiatule. Exact. Preliminarile în care noi nu contăm. Exact. Evident. Pe mâine așadar. La revedere. Bună seara, prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Un Pont pe Zi. Iată, am avut ceva noroc în ediția de ieri, câștigând o cotă foarte mare, 3,85, pe pariul Shot Mainz, formația Worms, sau Worms, oaspeții, să învingă la exact un gol. Diferența a fost 1-0 pentru formația oaspete și... Iată, pariu câștigător la o cotă excelentă. Sperăm să avem și astăzi cote foarte bune. În rest, evident, meciuri de uzură, să spunem așa, pentru că în perioada asta nu avem foarte multe repere. Tot astăzi, Simona Halep a reușit să o învingă pe Maria Sharapova, 6-2, 6-2. Noi am pronosticat ieri victorie Sharapova, iată, ne-a surprins plăcut până la urmă. E genul de pariu la care, dacă vei câștiga... Te bucur că ai obținut un profit, iar dacă pierzi, te bucur măcar că a câștigat Simona, sau, mă rog, română, românca noastră, românii noștri, depinde de situație. Însă, ce ar mai fi de spus aici, am primit astăzi un mesaj, cineva mă întreba și chiar îi mulțumesc pentru acest mesaj pe care l-am primit. Spune așa, Dane, ce părere ai de victoria zdrobitoare a Simonei de azi cu Sharapova? Ce sentimente ai predominante, de bucurie sau de tristețe pentru faptul că nu a bătut Sharapova așa cum ați anticipat voi aseară? E bine, evident că îmi pare bine, dar mi-ar părea bine ca această cursă a Simonei să fie una de durată lungă, să nu se întâmple să avem o bucurie și apoi două motive de tristețe. Îmi seamănă cu Hănescu, Simona Halep, în momentul de față. Vă aduceți aminte de Victor Hănescu și periplul lui prin tablourile masculine. E bine, mâine, iată, încep meciurile internaționale. Avem din nou zile pline. Mult fotbal, fotbal pe care îl cunoaștem mai bine. E vorba de echipe naționale și acolo avem o...
avem cunoștințe destul de bune. Pornim la drum chiar cu partida noastră, cea cu Kazakhstanul, meci care este de altfel și meciul zilei Unibet. Așadar, meciul zilei Unibet, România-Kazakhstan. Aștept, prieteni, părerea noastră pe pagina de Facebook a emisiunii, acolo unde vreau pronosticuri pentru acest meci. Noi avem câteva idei și o să le vedeți imediat în minutele ce urmează, însă aștept și părerile noastre. Am văzut că există posibilitatea ca foarte mulți români să parieze pe unul solist în acest meci. Evident, e pariul logic, nici nu avem de ce să contestăm lucrul acesta, dar mi-e teamă că iarăși vor fi mulți care vor combina pariul România învinge Kazakhstanul cu victorie Simona Halep contra Kasatkinei, ceea ce e oarecum explicabil, pentru că știm că există nu un dram de subiectivitate, ci mai multe de subiectivitate, însă dram plural ar fi drame, ceea ce e haios. Însă, eu cred că ar trebui, prieteni, să judecați lucrurile separat. Până la urmă, dacă Simona va pierde această partidă cu Kasatkina, casele de pariuri vor câștiga o grămadă de bani. Gândiți-vă câți oameni vor paria pe Simona impulsionați de victoria cu Sharapova. Mă rog, haideți să revenim la România-Kazakhstan. Despre asta este vorba. Avem cotele meciului 1.21 la victorie pentru naționala noastră. Așadar, iată, favorită certă România în disputa de mâine seară. 21.45 este ora la care începe meciul. Egalul are cota 6.20 și o victorie a formației oaspete ar fi cotată cu cota 16, însă sperăm noi să nu se întâmple. Ba mai mult de atât, sperăm la o victorie categorică a tricolorilor, pentru că acum au scăpat de orice presiune, au și un antrenor nou, evident fiecare va veni la națională cu gândul să facă o impresie bună lui Cosmin Contra, să se pregătească așa cum trebuie, să arate pe teren niște calități, mai ales că adversarul este unul la îndemână și fiecare dintre cei care va avea norocul să fie titular mâine, probabil se va gândi că e o ocazie nemaipomenită în fața unui adversar perfect pentru a spune în valoare calitățile. E bine, noi am mai scos câteva cote pentru această dispută și ne aducem aminte în primul rând partida din tur, atunci când cei din Kazakhstan ne-au faultat de ne-au rupt în disputa de pe teren propriu. Meciul acela a avut o duritate deosebită și mă gândesc că poate lucrurile nu s-au terminat acolo. Evident, ei nu se așteptau să califice de la bun început, așadar turul Kazakhstan-România n-a însemnat vreo miză deosebită, ci pur și simplu așa au abordat ei meciul. Poate le-au mai rămas ceva faulturi pentru mâine seară, 1.71 pentru cel puțin 3 cartonașe primite de oaspeți, indiferent de culoarea acestora, galbene, roșii, verzi, albastră, nu contează, important să fie cel puțin 3. Ambele marchează 2.50, cotă mare, pentru că evident nu se ia în considerare că formația oaspeți ar face vreo surpriză la Ploiești, și Andone marchează, e vorba de Florin Andone, și este avertizat la o cotă de 7 acest pariu. Evident, gol marcat Florin Andone este o variantă tentantă, pentru că l-am văzut înscriind în ultima echipă etapă de campionat, ba mai mult, golul victoriei, și asta din postură de rezervă, ceea ce înseamnă că a existat o motivație și iarăși o descătușare, un plus de moral pe care l-a câștigat. Ce vreau să vă spun este faptul că formația Kazakhstanului este extrem de modestă. Până acum nu a reușit niciun punct în deplasare, sperăm că nici la Ploiești nu va scoate nimic. Pierzând pe linie toate întâlnirile, a fost în un 5-0 suferit în Muntenegro, o înfrângere. De asemenea, 4-1 înfrângere în Danemarca, în Armenia au pierdut cu 2-0 și de asemenea în Polonia cu 3-0. Evident, o echipă modestă. Ce mi-a atras atenția la naționala Kazakhstanului este faptul că, oarecum la fel ca și noi, dar și mai rău decât noi, nu au fost prea preocupați de amicale. Semn că nu e chiar o stringență această evoluție sau progresul acestei naționale. Un singur amical au jucat de la începutul campaniei de calificare pentru mondiale, cu Cipru în deplasare.
au pierdut și pe acela 3-1. E bine, vă spuneam, nu există presiune pe tricolori, mă aștept la o victorie clară. Important e când se deschide scorul, pentru că dacă vor marca rapid, atunci n-ar trebui să aibă foarte multe probleme. Mi-aduc aminte și meciul Kazahstanului cu Muntenegru, tot așa muntenegrenii au avut șansa să deschidă rapid scorul și apoi totul s-a prăbușit. E bine, o victorie a României la cel puțin 2 goluri diferență are o cotă de 1.68. Așadar, 100 de lei pariați, spre exemplu, dau exemplu cu 100 de lei pentru a scăpa de virgulă, virgula dintre 1 și 68. 100 de lei pariați pe 1 solist ne-ar aduce un câștig de 168 de lei, adică un profit de 68 de lei, ceea ce înseamnă 68%. Acum, miza dumneavoastră e cea pe care vă puteți permite. Nu e, evident, nicio presiune și așa ar fi bine să fie pariurile, pentru că pariurile trebuie să fie un hobby, iar noi ne adresăm celor care privesc emisiunea în acest fel. Bun, tot în grupa noastră se mai joacă Muntenegru-Danemarca. Mergem mai departe și discutăm despre această partidă. Ok, avem și comentarii, sper, ia să vedem în pagina noastră de Facebook, se încarcă un pic mai greu, am găsit-o. Ia să vedem ce ne scriu telespectatorii. Bună seara, X clar, Andrei Cătălin ne scrie. Iată, România-Kazahstan X clar. 1 pauză, 1 final și 3 plus, Sami Mihai. Ce mai avem aici? România-Kazahstan 1 pauză, 1 final, ne scrie Bogdan Pavelescu. 1-0, 2-0, scor corect România. Probabil, eu aș vrea să fie și un pic mai mult, l-aș vedea un 3-0. Merită încercat pauză final, ne scrie un alt spectator. Bună seara, bună seara. Anglia, Slovenia, ambele marchează. Mă rog, vom ajunge și la aceste partide minunate. Haideți să vedem datele partidei Muntenegru-Danemarca. Muntenegru a câștigat în Danemarca, prieteni, partida tur. A fost o mare lovitură pe care au primit-o danezii. A fost 1-0 în favoarea gazdelor de mâine, așadar a Muntenegrului. Muntenegru și Danemarca sunt în acest moment pe locurile 2 și 3 în grupă, cu o linie de clasament perfect identică. 5 victorii, un egal și 2 înfrângeri, 18 la 7 golaveraj pentru ambele formații, câte 16 puncte așadar. Inutil să mai spunem că partida e una extrem de importantă pentru ambele combatante. Victoria Muntenegrului are cota 3.55, egalul are cota 3.50, iar victoria formației oaspete o cotă de 2.18. Remarcăm, la casele de pariuri, Danemarca este cotată ca favorită. Noi l-am întâlnit și pe una și pe alta. Părerea mea a fost că n-am văzut foarte multă coerență nici într-o partidă, nici în cealaltă, din partea adversarilor, evident. Parcă un pic mai închegată mi s-a părut Muntenegru. 3.55 cota pentru 1 solid și zic eu că nu e un rezultat imposibil, însă trebuie să recunoaștem, ăsta e un lucru foarte important, că e o partidă greu de pronosticat în termen de 1x2. Tocmai de aceea am mai scos câteva variante de pariere și o să le vedem imediat pe micul ecran. Peste 10.5 cornere, așadar 11 sau mai multe cornere în meci, o cotă de 2.10, asta în ideea în care cele două formații vor încerca să tranșeze această dispută directă și vor fi faze de poartă. Remize și ambele marchează 4.60, asta în caz că nu ne ajunge cota pentru X-Solis, și gol în ambele reprize la o cotă de 1.80. E bine, important este și ce se întâmplă cu cele două formații după ziua de mâine, pentru că să spunem că s-ar termina egal și calificarea, mă rog, barajul sau bănuiesc că barajul, pentru că altfel nu știu dacă mai... sunt 3 puncte față de Polonia, deci inclusiv asta este posibil dacă Polonia cumva calcă pe bec. S-ar juca calificarea în ultima rundă. Haideți să vedem cu cine joacă în ultima rundă. Danemarca primește vizita înspăimântătoarei naționale a lui Contra, iar Polonia primește vizita celor din Muntenegru. Polonia ar putea fi calificată la momentul respectiv. Asta ar însemna că poate Muntenegru ar avea un pic mai multă
șansă, să zicem, în meciul respectiv. Nu că noi am fi desperiat și danezii ar tremura gândindu-se ce facem noi. Remarcabilă și forma celor două formații, victorii pe linie în ultimele trei partide din grupă. Muntenegru a bătut așa Armenia 4-1, Kazakhstan în deplasare 3-0, meciul de care vă spuneam, și evident România 1-0. De partea cealaltă, Danemarca are un final de campanie foarte bun, reușind să impună în Kazakhstan cu scorul de 3-1, apoi câștigând într-un mod absolut incredibil partida cu Danemarca de pe teren propriu, cu Polonia de pe teren propriu, 4-0, și un 4-1 logic a urmat în Armenia. Pontul nostru, prieteni, de fapt ponturile noastre, avem două ponturi, vă spuneam, nu sunt pe 1x2 pentru că, sincer, e foarte greu de descifrat această partidă și dacă aș fi selecționerul vreuneia dintre formații, mi-ar fi greu să-mi dau seama ce s-ar putea întâmpla. Însă avem niște pariuri pe cornere și cartonașe. Vedem cel pe cornere, cel puțin 4 cornere, meci o cotă de 1.46.